Dragile mele și dragii mei, vă prezint o mască de înălbire în jurul ochilor. Pielea din jurul ochilor este foarte, foarte finuță și cere o îngrijire delicată. De aceea și am ales o măsculiță foarte finuță din o linguriță de smântână. Smântâna puteți să o luați de un procent mai mare de grăsime, 20-25 de procente. O linguriță de ceai de amidon. Cineva m-a întrebat ce este amidon. Amidonul este denumirea chimică a făinii de cartof. O linguriță de ceai. Ulei de ricină. Și suc de castravete. Vom amesteca smântâna cu făina de cartof. Amestecăm bine, bine, bine. Pentru doamnele care au început cura de înălbire, vă îndemn să aplicați și această mască dacă aveți probleme cu pigmentația în jurul ochilor, căci este sezonul peelingurilor, sezonul de înălbire, sezonul de tratarea petelor maronii. Căci petele maronii și pigmentația vine de fapt mai mult de starea noastră de sănătate din interior, de problemele ficatului, problemele tractului gastrointestinal, problemele hormonale și a sistemului reproductiv. Adăugăm a patra parte de linguriță de ceai de ulei de ricin. O să adaug la ochi, probabil. Dați așa aia că lumina un pic. Așa. Amestecăm bine, bine, bine. Vreau să vă zic că această mască este foarte, foarte plăcută, finuță, blândă. Și suc de castravete. Castravetele l-am dat prin rozătoare și aici este o linguriță de ceai, de suc de castravete. Amestecăm bine, bine, bine. Această mască aplicați de două ori în săptămână. Stați să dau un pic așa, așa să se vadă. Odată la 10 zile, în acest amestec, în această mască, puteți adăuga două picături de suc de lămâie, doar două picături. Timp de o lună aplicați masca și apoi faceți întrerupere. O lună puteți să o repetați. Iată acum faceți în februarie, apoi luna martie întrerupere, puteți să repetați în luna aprilie, dar în cazul când aplicați suc de lămâie, insist să aplicați cremă de protecție. Masca se aplică timp de 20 de minute, apoi se spală cu infuzie de mușețel, cu infuzie de petale de trandafir și se aplică o cremă. Doamnelor care vor încerca această mască, să-mi scriți în comentarii ce efecte ați simțit și dacă vă place această mască. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept pe miercuri să vă povestesc tehnicile mele de meditație. Să aveți o zi frumoasă, cu drag de voi!